Astăzi a avut loc ultima probă de la evaluarea națională susținută de elevii care au studiat în limba minorităților conlocuitoare. Iar în județul Hunedoara numărul acestora este destul de redus, așa că nu au fost probleme, niciun participant nefiind eliminat din examen. La fel s-a întâmplat și la matematică și cum nici la examenul de limba și literatura română nu au fost incidente, în județ nu au fost consemnate fraude. Singurul lucru care ar mai fi de remarcat este acela că la matematică au lipsit cu 8 participanți mai multe decât la română, numărul celor prezenți la examene fiind de 2591 din 2733 de înscriși, iar conducerea Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara este mulțumită de responsabilitatea de care au dat dovadă atât elevii cât și dascălii la aceste examene. Probele scrise din cadrul examenului de evaluare națională în județul Hunedoara s-au derulat în condiții optime, deci nu am avut incidente sau evenimente nedorite și apreciez foarte mult, în primul rând, aportul colegilor mei, membri în comisii, dar totodată, la fel de mult, apreciem și comportamentul elevilor. Spun acest lucru pentru că nu am avut elevi eliminați, am avut o prezență bună, mai exact la proba de limba și literatura română am avut 2599 de elevi din 2733 înscriși, iar la matematică au fost prezenți 2591 de elevi, deci iată undeva în jur de 95% prezența la examen din rândul candidaților înscriși. Așteptăm rezultatele, să sperăm că vor fi bune și foarte bune, pe măsura muncii noastre cu siguranță vor fi. Rezultatele inițiale de la evaluarea națională vor fi publicate pe 23 iunie, iar cele finale, după rezolvarea contestațiilor, pe 30 iunie. Până atunci însă vor intra în focul probelor scrise și absolvenții de liceu care vor susține examenele săptămâna viitoare, primul dintre acestea, cel de la limba și literatura română, urmând a fi susținut luni, 20 iunie. În ceea ce privește examenul de bacalaureat, Maria Ștefănie, inspectorul școlar general al județului Hunedoara, speră să nu fie probleme. Suntem în plină desfășurare, să spun așa, și a examenului de bacalaureat, pentru că tocmai s-au încheiat etapele de desfășurare a competențelor de comunicare în limba română, într-o limbă de circulație internațională, dar și competențele digitale. Și aceste probe s-au derulat în condiții optime și ne pregătim pentru probele scrise, care încep luni, 20 iunie, cu limba și literatura română, apoi marți va fi proba la obligatorie, istorie sau matematică, miercuri va fi proba la alegere, în funcție de profil și specializare și urmează ultima zi în care vor susține elevii care au probă scrisă și la limba maternă. Suntem pregătiți, urmărim procedurile care sunt aferente ai examenului și eu spun că luăm toate măsurile astfel încât examenul să se desfășoare în condiții foarte bune, să respectăm toate prevederile legale, să fie un examen corect, asta ne dorim, să fim foarte corecți și obiectivi în toate activitățile care se derulează în timpul examenului. Primele rezultate de la bacalaureat vor fi publicate pe 27 iunie, iar cele finale, după rezolvarea contestațiilor, pe 1 iulie. Spre deosebire de evaluarea națională, unde este o singură sesiune, bacul o are și pe cea de-a doua, care se va desfășura în perioada 18 iulie, când încep înscrierile, și 3 septembrie, data când vor fi anunțate rezultatele finale.